Iubesc femeia sau fata cu dragonul tatuat? Sunt titlurile unei melodii, respectiv un film. Cuvântul femeie, însă, ar putea deveni istorie. Moderniști din vestul bogat, căutând libertate de gen pentru fiecare, propun înlocuirea cuvântului femeie cu, atenție, persoană care are sau a avut vulvă. Evident, a ieșit vulvă. În Franța, o asociație care militează pentru drepturile persoanelor LGBT, SOS Homofobii, a înlocuit cuvântul femeie cu persoană care are sau a avut vulvă. A postat un mesaj în care i-a îndemnat pe urmăritori să completeze un chestionar pe tema relațiilor între lesbiene. Doar că în loc de numele original al tezei, provocările monitorizării ginecologice a femeilor care au relații sexuale cu femei, asociația a vorbit despre investigațiile ginecologice ale persoanelor cu vulvă care au relații sexuale cu persoane cu vulvă. Mulțumesc pentru includere, a spus cineva în zona de comentarii a postării, în timp ce o altă a întrebat pe bărbați cum ar trebui să-i numim persoane cu prostată. ONG-ul a răspuns cu un comentariu care spune că trans lives matters. Uite, astea sunt niște probleme ale unei societăți, da? Care dă pe afară de bogăție. Sunt niște oameni care nu au dificultăți, nu au niciun fel de apăsare, care ei au pus piciorul peste un stat foarte îngăduitor. Nu, este interesant, într-adevăr, că în cele din urmă ei, prin felul lor militant de a se manifesta, acaparează discursul public și la un moment dat, și cu ajutorul nostru din nefericire, media în general, ajungem să credem că ei prevalează în societate. Ei bine, nu e așa, asta e o tâmpenie, niște oameni care n-au ce face, umblă la cuvinte pentru a exprima ce? O societate avem 5 transexuali într-o țară? Stai puțin, hai să facem precizarea asta. Imaginile astea sunt cu persoane, cei cu drapelul acesta al curcubeului, care sunt adepți membri ai comunității LGBT. Bineînțeles, n-are nimeni împotriva lor, împotriva dreptului lor de a se manifesta. Dar felul în care acaparează discursul public este într-un fel periculos, pentru că stârnesc la rândul lor adversități. Dacă lumea ar fi puțin mai normală și ar avea, să spunem așa, o bucată, o felie mai mică a discursului public, cu siguranță că poate că o parte dintre problemele lor s-ar rezolva în tăcere, așa cum sunt, nu sunt neapărat majoritari, nu sunt problemele tuturor oamenilor, nu sunt probleme despre care să discutăm în fiecare zi, că are vulvă și că de fapt nu este femeie. Asta e tâmpenie de oameni care sunt, cum să spun eu, îmbuibați, oameni care nu mai știu ce e important pe lumea asta. Foarte bună răspunsul în acel comentariu, cum îi numim pe bărbați, persoane cu prostată sau fără. Păi, da, persoane care au avut sau au. Unii sunt buni, tată, să știi totuși.